A fost o discuție foarte pragmatică, dar concluzia finală, foarte multe probleme sociale, logistice, trebuie să facem o echipă. Deci nu există o soluție, nu există o minune. Trebuie ca Ministerul Agriculturii, Ministerul Învățământului, Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Dezvoltării Regionale sau cum o fi ca alte ministere, să-și dea mâna și să rezolve foarte multe probleme, care la final și laptele școlar e o parte, da? E o zad din lanț. Foarte multe probleme sociale. Copiii au nevoie de o alimentație sănătoasă, copiii au nevoie de educație, profesorii vor să se implice, dar au nevoie de sprijin financiar, că nu e muncă voluntară. Autoritățile locale trebuie să susțină astfel de programe, că e lapte școlar, că e masă caldă, că e gustare, că sunt împreună, că este școala altfel. Autoritățile locale trebuie să se implice în viața socială a localității, a comunității. Încercăm să sprijinim și industria zootehnică prin menținerea fermelor și să ne continuăm și noi activitatea. Avem tradiție încă din 1991 pe sectorul de lactate. Ne confruntăm cu diverse probleme, de la prețurile care sunt, la lipsa de personal, la piedicile care se pun, întârzierile care apar și care produc pierderi foarte mari pentru noi. Exemplu, anul trecut, deci de la luna august când s-a votat hotărârea de guvern până la momentul actual, din 5 județe noi livrăm abia în 3. Ne-am înscris în 5, dar programul este funcțional abia în 3. Atât timp cât prețul nu este corelat permanent cu evoluția economică de la noi, asta descurajează pe foarte multă lume. Exemplul vedem în țară că sunt destul de multe județe în care nu s-au înscris procesatori și nu au fost ofertanți. Autoritățile locale să înțeleagă că trebuie să dezvolte producătorii locali, procesatori locali, distribuitori locali, pentru că trebuie să reducem amprenta de carbon, așa cum spuneam, deci pe distanțe cât mai mici. Eu știu că guvernul a dat o hotărâre de guvern prin care le facilita un anumit punctaj producătorilor locali, dar și aceștia trebuie să vină cu competitivitatea produsului, pentru că și bugetul de stat care participă la finanțare este limitat. Și atunci, mediul de afaceri, companiile, indiferent că sunt procesatori de lapte, pâine, etc., să vină să susțină educația locală, școlile, primăriile, prin sponsorizări, prin parteneriate, prin proiecte, să atragă și alte fonduri, să reducă costurile logistice. Există deschidere la firul ierbii. Să vedem acolo, la vârf, la guvern și parlament, dacă vor găsi soluțiile pragmatice.